Ministrul Energiei Anton Anton și-a înaintat luni seară demisia către premierul Viorica Dăncilă, au anunțat reprezentanții biroului de presă al ministerului. Mai exact, demisia lui Anton Anton a fost trimisă luni seara secretariatului general al guvernului. Ea a survenit în contextul în care formațiunea politică din care face parte, ALDE, adică, a anunțat ieșirea de la guvernare, iar președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că miniștrii care nu vor demisiona vor fi excluși din partid. Premierul Viorica Dăncilă a spus, după anunțul ieșirii ALDE de la guvernare, că ministrul interimar al energiei va fi ministrul interimar al economiei, Nicolae Bădălău. Demisia și-a depus-o și secretarul de stat, Marius Dumitrașcu. Un alt ministru ALDE, cel al mediului, Grațiela Gavrilescu, a anunțat și ea că își va depune demisia imediat după ședința de guvern, adăugând că viața poate continua și fără funcția de ministru.